Salutare tuturor! În aceste zile se face o mare vâlvă pe internet și în mass media în general despre Bitcoin și criptomonede. Eu sunt o persoană care dețin atât Bitcoin cât și alte criptomonede de ceva ani, iar prietenii din jurul meu știu acest lucru. În ultimele zile, datorită creșterii puternice și a valorii Bitcoinului, raportat la euro și dolar, foarte mulți cunoscuți au început să mă întrebe cum se poate achiziționa Bitcoin, dacă și cum se poate apoi vinde și tot felul de astfel de întrebări legate de criptomonede. Din acest motiv am ajuns la concluzia că există un număr însemnat de persoane care sunt interesate, cel puțin la nivel teoretic, să afle ce sunt și cum se pot achiziționa criptomonedele. M-am decis astfel să fac o serie de filme în care să aduc puțină lumină în acest domeniu, blamat de unii sau susținut cu înverșunare de alții. Să împărtășesc o parte din ceea ce am învățat eu despre Bitcoin în ultimii ani. Astăzi vreau să vă arăt pas cu pas cum se poate achiziționa Bitcoin de pe un exchange, cum se pot achiziționa alte monede și care este procesul invers prin care transformăm aceste criptomonede în euro sau în lei. Practic, cum aducem banii înapoi în contul nostru de la bancă. Înainte de a începe însă vreau să fac un mic disclaimer și să vă spun că eu nu dau niciun fel de sfaturi financiare și nu doresc să determin pe nimeni nici să cumpere, să vândă sau să tranzacționeze criptomonede. Eu doar arăt niște informații despre această lume a cripto, dar nu vă dau niciun fel de sfat cum și ce să investiți. Piața de criptomonede este una atât de volatilă în care prețul poate să scadă sau să crească foarte mult în timp foarte scurt. De aceea aveți mare grijă dacă decideți să intrați în acest joc, pentru că există o șansă să câștigați enorm, dar există și o foarte mare șansă să pierdeți sume importante de bani. La bursă, de exemplu, este o regulă care se aplică foarte bine și în piața de cripto. Niciodată nu trebuie să investești o sumă pe care nu îți permiți să o pierzi. Banii dumneavoastră sunt importanți, așa că dacă vă hotărâți să investiți în cripto, să aveți grijă cum o faceți și mai ales ce sume alegeți să investiți. Acestea fiind spuse, haideți să începem. Bitcoinul se poate procura în două feluri, prin cumpărare de pe un exchange sau prin minare. Astăzi o să vorbim despre varianta de a obține Bitcoin prin cumpărare pe un exchange. Înainte de a merge pe un exchange să vă arăt pas cu pas tot ceea ce trebuie făcut, haideți să intrăm pe un alt site foarte important pentru lumea cripto, care se numește CoinMarketCap.com. Aici vedem aproape toate monezile care există în lume la acest moment. Dacă derulăm, vedem că eu am aici câte 100 pe pagină și vedem că sunt 41 de pagini. Deci asta ar însemna că sunt undeva la 4100 de criptomonezi pe care CoinMarketCap le are în evidență. Probabil ele mai sunt câteva, dar sunt monezi nesemnificative. Aici monezile sunt listate în funcție de market cap. Vedem aici. Adică aceasta se traduce astfel în prețul unei monezi la momentul acesta ori cantitatea totală de monezi care există în circulație. Aici în aceste zile vedem o mică glumă a celor de la CoinMarketCap în care există și o monedă 0 care este Tesla, trecută de ei, dar în realitate această monedă nu există. Este doar un omagiu adus lui Elon Musk și Tesla, care de curând au decis să intre în această lume a Bitcoin și să cumpere Bitcoin și astfel au făcut ca piața să explodeze. Vedem aici în stânga o creștere fabuloasă acum 2 zile, când s-a anunțat această cumpărare de Bitcoin de către Tesla. Și așadar, spuneam, CoinMarketCap au decis să pună această valoare 0, dar nu există această monedă. Cea mai valoroasă monedă la momentul acesta în lume este Bitcoinul, care are prescurtarea BTC și care are o capitalizare bursieră de 829 de miliarde de dolari. Practic, această valoare este din înmulțirea valorii unui Bitcoin la momentul acesta cu cele 18.625.287 de Bitcoin existenți în piață. Aici vedem și câți Bitcoin sunt în prezent în circulație, 18 milioane și ceva, dintr-o valoare maximă de 21 de milioane. La fiecare monedă putem să vedem valoarea maximă. Unde nu este această informație, moneda respectivă nu are o valoare maximă. De exemplu, o altă monedă care în ultimele zile a făcut furor, tot datorită lui Elon Musk, este Doge, care nu are o cantitate maximă de monezi aflată în circulație. Se vor genera Doge la nesfârșit. Acesta nu este neapărat un lucru rău, eu nu zic că nici bun, dar nici în lumea reală cantitatea de dolari sau de euro tipăriți de către băncile centrale sau alte monezi naționale nu este o cantitate maximă. Băncile tipăresc mai mult sau mai puțin în funcție de ceea ce au nevoie, dar asta este altă discuție, nu intrăm în politici monetare. Și vă spuneam, aici avem Bitcoin-ul, cea mai valoroasă monedă. Putem să vedem fluctuația pe 24 de ore acestei monezi, fluctuația pe 7 zile acestei monezi, market cap-ul și volumul este iarăși un aspect important în lumea cripto, volumul. Cât s-a tranzacționat din moneda respectivă în ultimele 24 de ore. Practic, la Bitcoin avem o valoare de tranzacționare de 2 milioane de Bitcoin, s-au tranzacționat în ultimele 24 de ore, ceea ce traduși în dolari ar însemna 92 de miliarde de dolari. Este o sumă fabuloasă. Da? Vedem pe a doua poziție, este a doua cea mai cunoscută și apreciată criptomonedă, Ethereum, care are o valoare tranzacționată în 24 de ore de 43 de milioane, undeva sub jumătatea din Bitcoin. Aici vă spuneam, puteți să vedeți toate monezile sau aproape toate monezile importante din lume. Pe fiecare pagină mergând, în capul de tabel sus este Tesla, dar care nu, am spus, nu este o monedă reală. Și în rest avem tot felul de monede. Ceea ce ne interesează pentru filmul de astăzi este Bitcoin-ul. Și ne întoarcem pe prima pagină și dacă intrăm pe Bitcoin, avem pe această pagină, în partea de jos, exchange-urile unde Bitcoin-ul se poate tranzacționa. Avem aici și un buton în care vedem multe alte exchange-uri. Acest lucru este însă pentru Bitcoin nerelevant, pentru că Bitcoin practic se tranzacționează pe toate exchange-urile. Și haideți astfel să vedem câte exchange-uri există. Și mergem în partea de sus și vedem pe primul loc în această listă a exchange-urilor avem Binance, care este cel mai cunoscut și cel mai apreciat exchange din lume, pentru că este cel mai mare, pentru că are cel mai mare volum de tranzacționare. Vedem pe ultimele 24 de ore, doar pe acest exchange s-au tranzacționat 34 de miliarde de dolari în 24 de ore. Da? Lista aici este în funcție de acest scor pe care MarketCap îl dă fiecărui exchange. Eu vă pot spune că am experiență cu Binance și cu Kraken. Ele însă sunt foarte, foarte multe. Dacă derulăm pagina, vedem că sunt vreo 300 și 302. Acum vreo două zile m-am uitat, erau 304. Văd că apar, dispar. Oricum, acestea sunt exchange-uri micuțe cu valori mici și nu vă recomand sub nicio formă să, cel puțin să începeți cu așa ceva. Da? Eu lucrez pe Binance pentru că este cel mai mare. Și acum aceasta a fost despre o mică înșuruire a exchange-urilor unde se poate tranzacționa. Și haideți să mergem pe Binance să facem pas cu pas tot ceea ce trebuie făcut pentru a cumpăra Bitcoin. Mergem pe înregistrare și aici, în mod normal, îi oferă două posibilități. Să te înregistrezi pe bază de e-mail sau de mobil. Numai că pentru mobil sunt doar anumite țări, printre care România nu este. De exemplu, dacă este cineva care locuiește în Spania sau Germania sau Franța, se poate înregistra cu un număr de telefon din acea țară și are număr în acea țară, se poate înregistra cu un număr de telefon. Pentru demonstrație și pentru că acest film este dedicat persoanelor din România, vom merge pe varianta înregistrării cu e-mail. Aici avem un captcha în care să validăm și am primit un cod pe e-mail. Prin deschiderea e-mailului o să vedem acest cod. Eu o să-l citesc direct de pe telefon și o să vă spun acest cod. Este un cod simplu primit pe mail. Și în această pagină ne spune că trebuie să depunem cash sau alte criptomonezi pentru a putea să începem tranzacționarea. Fiind, să presupunem, un cont la început în care nu avem alte criptomonezi, haideți să facem un pas să depunem euro. Însă, în acest pas de depunere a banilor, Binance ne cere să ne validăm. Acesta este un pas care pe foarte mulți dintre prietenii mei i-a speriat că de ce acest exchange cere informații de validare. Practic, o să vedeți mai încolo că o să ne ceară niște detalii personale. Este normal, este o procedură internațională prin care se încearcă să se evite spălarea de bani. Acest domeniu al criptomonezilor este foarte blamat de faptul că s-ar folosi de criptomonezi cei care vor să spele bani sau să transfere bani negri dintr-o parte în alta. Nu este chiar așa, este un alt subiect, nu este chiar de simplu nici cu criptomonezi, dar haideți să revenim la ceea ce avem azi de făcut și trebuie să ne verificăm. Și atunci ni se cere să ne verificăm. Eu o să-mi completez aici datele în timpul editării. O să le brurez. Pe lângă document de identitate, îi ne cer și o poză cu noi. Bun, și în acest pas suntem un pic blocați pe PC-ul pentru, sau cel puțin eu sunt blocat pentru că eu nu am webcam pe acest PC de pe care vă fac această înregistrare, motiv pentru care va trebui să continui validarea de pe telefon. Dacă îi dau aici Begin Verification, îmi va spune că nu am cameră web pe PC și va da o eroare. Motiv pentru care trecem pe telefon. Bun. Pe telefon acum, eu am deja aplicația Binance descărcată. Este destul de simplu de descărcat din App Store sau din Google Store și deschidem aplicația și ne logăm prima oară. Cu aceleași date cu care ne-am înregistrat pe PC. La fel ca mai devreme, ne cere să ne trimită un cod pe e-mail pentru a fi sigur că nu încearcă altcineva să se logheze pe contul nostru. Și intrăm în aplicație. Suntem în acest pas în care ne spune să terminăm verificarea. Nu dăm pe Complete Authentication, ci dăm sus. În partea dreaptă este un pătrățel cu o linie care să scanezi un cod QR. Este codul QR care îl găsim pe desktop. Și astfel ne dă posibilitatea să terminăm verificarea. Și aceasta a fost verificarea. Lăsăm deocamdată aplicația de mobil, pentru că mi-e mai simplu să vă explic de pe PC. Și revenim pe varianta de PC pe desktop. Și dăm un refresh la pagină. Teoretic, în acest pas ar fi trebuit să rezolvăm cu validarea și să avem un cont pe care să putem depune bani. Problema este însă că mie mi-arată că nu sunt validat și dacă mergem, vedem ce mesaj am din partea celor de la Binance și îmi spun că eu am deja un cont validat la ei și că să merg pe acel cont. Practic, după buletin, după față, într-un anume fel, ei și-au dat seama, chiar dacă eu am băgat altă adresă de mail, ei și-au dat seama că eu deja am un cont la ei. Asta înseamnă că sistemul lor este destul de performant și cumva m-au văzut că vreau să mă listez de două ori. Este un sistem de validare tocmai pentru a se evita fraudele și iată că acesta chiar merge. Nu poți să te înregistrezi de două ori pe același cont. Motiv pentru care voi opri filmarea aici, voi intra pe contul meu de la ei principal și voi reveni atunci să vă arăt cum putem depune bani și cum putem cumpăra Bitcoin. Bun, am revenit data aceasta cu contul meu real și haideți să depunem bani. Practic aici am partea din stânga sus, avem Buy Crypto, să putem să cumpăra și avem mai multe variante de cumpărare. Putem să alegem cu card de credit sau de debit sau prin depunerea unei sume de bani prin transfer bancar. Problema este însă că sunt foarte puține bănci și carduri care acceptă să transferăm bani direct într-un exchange. Și eu vă spun din experiența mea, în România am reușit o singură dată să plătesc cu cardul, efectiv cu un card emis de ING. În rest, alte carduri, Transilvania, BCR, BRD, mi-au fost respinse. Am încercat chiar și cu card de la Revolut. Nici Revolutul, care iau criptomonede la ei și poți să cumperi, oarecum, nu-ți permite să transferi bani cu cardul pe Binance și nici pe alte exchange-uri. De aceea vom folosi metoda de transfer bancar, de a depune bani prin transfer bancar. Și iată cum este, este foarte simplu. Alegem partea de sus SEPA, transfer SEPA, cantitatea, pentru că este demo, aleg 100 de euro, ce este foarte bun prin partea de transfer bancar, că nu avem comision. Comisionul este 0%. O să ne ia banca noastră un comision, dar de partea cealaltă Binance nu are niciun altfel de comision. Dacă ne uităm aici la transfer cu cardul, comisionul este 1,8%. Bun, am selectat și spunem că vrem să transferăm 100 de euro. Și dăm continuare. Și ne duce într-o pagină în care ne anunță că este foarte important ca banii să vină din partea numelui nostru, numele care ne-am înregistrat la ei și care este numele de pe documentul de identitate care ne-am validat mai devreme și foarte important ca la transfer să scrie Binance. Este încă o protecție pentru ca nu se transfera bani negri, pentru a nu se transfera bani de pe carduri furate sau conturi furate sau așa mai departe. Este încă o extra protecție în plus și este încă o extra protecție, își doresc ca totul să fie super legal. Confirmăm și intrăm într-o pagină în care ne spune anumite detalii, detaliile de transfer. Avem în numele unde trebuie să transferăm, contul IBAN unde se face transferul și foarte important este acest cod de referință pe care noi trebuie să-l, în momentul transferului, trebuie să-l punem la detaliile de plată. Dacă nu puneți acest cod de referință, ei nu vor ști să transfere, când banii le intră în contul lor, în IBAN-ul lor mare, nu vor ști să-i transfere pe contul nostru personal. Și atunci banii vor rămâne la ei printr-un cont de suspensie, va trebui să deschidem un tichet la ei, să vorbim și ceea ce durează enorm de mult. Eu am pățit tot acest lucru cu Kraken, cu un alt exchange și mi-a trebuit vreo 3 săptămâni până să reușesc să-i fac să-mi pună banii în contul meu să pot să tranzacționez. Deci nu uitați acest cod de referință să fie foarte, foarte corect scris și bine scris. Și asta este tot în acest moment din partea lor. Ei așteaptă ca noi să facem transferul. Intrăm în contul nostru de la bancă și facem transferul bancar în acest cont pentru ca să putem să tranzacționăm criptomonede. În general, în maxim 24 de ore vom primi un mail prin care vom fi anunțați că au intrat banii noștri în cont. și putem să mergem aici la wallet și vedem fiat în spot. Și vedem aici pe prima poziție banii. La mine sunt 100 și ceva de dolari de euro pentru că eu mai aveam înainte, mai aveam ceva euro în contul acesta și mai sunt aici mai jos, ignorați acest lucru, sunt tot felul de monede pe care le mai am aici cumpărate prin acest cont. Bun. Și acum suntem cu euro în cont, trebuie să cumpărăm Bitcoin. Mergem la trade și avem varianta clasic sau avansat. Haideți să mergem pe clasic și așa pentru cine este prima oară aici va fi foarte, poate să pară înfricoșător câte informații sunt, dar pe noi în acest moment nu ne interesează. Alegem aici, în partea dreaptă sus, perechea pe care vrem să o schimbăm. Și atunci mergem BTC, Bitcoin, slash euro. Deci, și ne apare aici deja perechea Bitcoin-euro. Suntem deja pe Bitcoin-euro, vedem în partea dreaptă prețul cât se tranzacționează în momentul acesta și avem pe partea stângă ordine de vânzare și de cumpărare. Ceea ce ne interesează pe noi este în partea din mijloc, în partea de jos din mijlocul ecranului, unde putem să cumpărăm sau să vindem Bitcoin. Și acum, haideți să vă mai spun un lucru, avem două posibilități, să cumpărăm pe market sau pe limit. Limit înseamnă că noi stabilim prețul cu cât vrem să cumpărăm Bitcoin-ul, dar atenție, nu vom putea ajunge la acel preț dacă nu va oferi nimeni, da? Adică dacă în momentul acesta un Bitcoin este 37.260 și noi o să zicem că vrem să cumpărăm cu nu știu, cu 20.000 de euro Bitcoin, nu o să ajungem niciodată la acel preț. Noi lansăm ordinul, dar niciodată nu se va completa. Trebuie să fim undeva în marja în care prețul de tranzacționare va ajunge la prețul oferit de noi, dacă vorbim de zona de limit. Dacă vorbim pe market, ceea ce pentru început vă recomand că este mult mai simplu, vom cumpăra practic la momentul pieței. Această zonă de limit este pentru cei care vor să tranzacționeze, să vândă, să cumpere, să facă profit din tranzacționare. Pentru început, noi vom merge pe partea de market și avem aici să cumpărăm de ce sumă și alegem toată suma din cont în momentul acesta, că avem 100 de euro și ceva. Deci mergem pe varianta de market, am completat maxim cât se poate cumpăra și dăm să cumpărăm Bitcoin la prețul pieței. Și iată, avem aici în dreapta sus, mi-a apărut că s-a cumpărat. Haideți să mergem pe wallet să vedem ce ne spune aici. Euro, după cum vedeți, au dispărut și avem în partea de jos mai multe monezi. Eu mai aveam ceva Bitcoin în acest cont și ei s-au adăugat la toată această sumă. Acum, haideți să vedem și inversul. Ținem monezile, avem Bitcoin sau alte monezi și vrem să-i vindem, să-i transformăm în euro pentru a retrage banii. La fel, mergem la trade, zona clasică, la fel aici alegem Bitcoin euro. Și în partea în dreapta jos alegem la prețul pieței cantitatea de Bitcoin pe care vrem să o vindem. La momentul acesta ar însemna cam 0,00268 Bitcoin. Da? Apăsăm pe vânzare și în momentul acela va fi inversul procesului de cumpărare. Vom vinde Bitcoin-ul și ne vom trezi cu 100 și ceva de euro în contul nostru. Am depus euro, am cumpărat Bitcoin sau alte criptomonede și la un moment dat le-am vândut înapoi în euro și trebuie să ne retragem euro din cont. Foarte simplu, mergem aici pe wallet fiat în spot și mergem pe retragere, da? Withdraw. Ne întreabă cum vrem, nu știu să vă spun alte metode, nu știu dacă merge cu cardul, dar bănuiesc din moment ce nu putem nici să depunem, cred că nici să retragem, nu vom putea cu cardul și atunci mergem tot pe partea de SEPA. Selectăm SEPA, selectăm euro, selectăm suma cât vrem să retragem, de exemplu 50 de euro, ne spune un comision de data aceasta, ne ia un comision și ne ajunge în contul nostru suma în euro mai puțin comision. Îi dăm să continue și aici ne spune numele și IBAN-ul nostru. RO și contul nostru IBAN. După care confirmăm retragerea și asta este tot. În circa 2 zile banii ajung la noi în cont. Asta a fost tot pentru astăzi. Este un filmuleț cam lung, este pentru începători. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă invit să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o deja. Voi reveni cu alte filme despre piața de cripto și monezi în care să vă explic și alte lucruri pentru persoane mai avansate sau mai puțin avansate. În funcție de cum stau lucrurile, o să încerc să acopăr cât mai multe zone.